Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Energiile care emană din berbec și gemeni au un efect stimulativ asupra ta. Norocul încât îți zâmbește. Ai o mulțime de idei și proiecte sub control. Pe 8 martie, Saturn părăsește semnul vărsătorului. În timpul petrecut în zodia ta, te-a împins să-ți structurezi ideile, îngreunând în același timp implementarea acestora. Astfel, ți se poate părea că timpul se prelungește la nesfârșit. Restricțiile vor fi atenuate luna aceasta. Ți se va fi oferit spațiu liber. Relațiile cu oamenii din jurul tău sunt excelente. Ai motivația să începi să mergi în direcția corectă. Până pe 25 martie, câtă timp Marte se află în gemeni, cu ideile. Răspunsurile tale sunt prompte și adecvate. Există unde verde pentru tine luna aceasta, astfel încât să poți profita de oportunitățile care ți se vor prezenta. Dragoste, planetele însemne prietenoase acordă prioritate independenței și nu trebuie să te scuzi. Te simți bine, iar acest lucru se reflectă favorabil asupra sferei tale amoroase. Totuși, din 17 martie, lucrurile vor începe să se complice dacă nu ești de acord să fii puțin mai des acasă. Sfat, când abuzezi de libertate, Uranus te anunță. Venus este la conducere luna aceasta. Nu protesta, ascultă-o. Dragostea ta te va răsplăti pentru ea în totalitate. Sănătatea. O schimbare în mediul obișnuit îți va aduce beneficii. Dacă ai visată de mult să revopsești pereții din dormitor sau să înlocuiești vasele, atunci asigură-te că o faci. Nu-ți fie teamă să petreci timp cu asta, te vei descurca bine. Vărsătorii de vârstă mijlocie sunt sfătuiți să-și protejeze sănătatea de bolile virale sezoniere și să ia măsuri pentru întărirea organismului. Plimbările și schimbarea rutinei zilnice vor fi benefice. Nervozitatea și schimbările de dispoziție sunt destul de probabile la mijlocul lunii. Încearcă să eviți disputele și conflictele. Mai bine, ia-ți câteva zile libere. Banii. Vărsătorii nu au egal în lucrul cu informația, și mai ales cu o cantitate mare din ea, care ar trebui procesată în cel mai scurt timp posibil. Astfel de calitățile tale sunt extrem de apreciate de superiorii tăi, iar în această lună creșterea eforturilor tale vor fi remarcate. Merită să contezi pe o creștere de salariu sau un bonus. Luna va fi favorabilă, și mai ales cea de-a doua decadă, pentru angajați instituțiilor de stat și persoanele angajate în întreprinderile mari și mijlocii. O lună bună va fi pentru persoane care lucrează cu cantității mari de informații. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?